Obișnuit să fie un grup și numai în condițiile acestui grup este un parametru normal. Vedeți, am lăsat-o să mă atingă un pic, să-mi ia mirosul, dar să nu simtă că pun presiune pe ea. Asta o ajută să se mai relaxeze. În starea asta de exaltare, în momentul în care ați face exerciții cu ea, noi am recompensat și dumneavoastră ați perpetua prin repetiție starea de calm indusă de intervențiile pe diverse exerciții. Ok? Și ați schimba un pic setările. În loc să recompensați agitația, deci ea se agită, vine, ia contact și vă conformați și omângâiați, ați începe să recompensați calm. Adică calmul îl induceți printr-o acțiune și prin comanda pe care o dați, fie și fie culcat, fie treci la pas, fie mergi lângă noi liniștită și atunci vei fi mângâiat. Și în momentul în care, prin dresaj și sub pretextul unei comenzi, când vine cineva și ai cere să facă o comandă sau să o redirecționați, să-i spuneți din situația asta, să zicem, vine copilul, îi spuneți să fie acolo pe treapta aia, să rămână, da? Deci îi dau o misiune de îndeplinit, automat câinele devine din ce în ce mai superficial în a interpreta ce gesturi fac ceilalți față de el. Și își comută atenția spre noastră pentru că acel ceva și oamenii care vin aproape și fac niște gesturi anume sau câinii care vin și latră cumva în lăsă și o provoacă, devin semnale, trigere pentru ceea ce urmează și anume că o să-i cereți să facă o comandă sau alta. Știind că a face comenzile respective este de bine, orică o mângâiați, orică este în siguranță, orică vine o minge, ea va alege varianta care este cea mai bună pentru ea. Okay? Și atunci, în loc să fie reactivă către acel stimul care pune presiune pe ea, ea va alege comportamentul alternativ învățat, da? Și atenția la noastră. Atunci câinele este mai stabil. Cu fiecare feedback pozitiv pe care și-l ia că s-a rezolvat situația, făcând treaba asta, care i-a scăzut, ea va fi sigură că acela este, de fapt, primul comportament pe care trebuie să-l adopte.